Ne face o deosebită plăcere să fim astăzi împreună într-o zi de sărbătoare, pentru că sărbătoarea este fiecare zi în care noi aducem în față și ne readucem aminte despre tradițiile culturale lăsate de moșii și strămoșii noștri. Astăzi vorbim de cea de-a 43-a ediție a Festivalului de Datini și Obiceiuri de Iarnă din Străbuni, din Oameni Buni, manifestare culturală organizată de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, reprezentată aici de domnul vicepreședinte Dorin Birta. Domnule vicepreședinte, vă rog. Bună ziua tuturor! Sunt onorat să fiu astăzi aici, alături de dumneavoastră, la deschiderea celui mai frumos festival de datini și obiceiuri din Străbuni, din Oameni Buni, Botoșani 2018. 17. Vreau să vă mulțumesc pentru prezență, sunt bucuros să văd că s-au înscris așa un număr mare de formații astăzi la acest festival din județul Botoșani și nu numai din județele învecinate, cât și din Republica Moldova. Drept pentru care vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre la acest festival. Tradițiile și obiceiurile sunt și trebuie să rămână parte a identității noastre, de aceea